Ce garanții există că va rezista și va fi și eficientă? Până acum alianțele în România nu prea au rezistat. În opinia mea, cred că această alianță va rezista și ea a apărut ca o necesitate datorită modului dezastruos de guvernare sub patronajul guvernului Boc, datorită faptului că cuvinte comune ca amatorism, incompetență, clientelism sunt cuvinte comune guvernului Boc și vedeți că suntem singura țară din Uniunea Europeană în care de 2 ani de zile ne aflăm pe un trend descendent. Asta înseamnă că economia românească nu crește, parametrii economici nu cresc și totul se răsfrânge asupra nivelului de trai ai cetățenilor acestei țări, inclusiv și pentru cetățenii din municipiu și din județul Botoșani. Lucrurile de la București sunt clare. La Botoșani ce se va întâmpla? Da, lucrurile la București sunt clare, dar în protocolul încheiat, practic este o uniune între sociali și liberali, sunt stipulate condițiile foarte clare pentru organizațiile județene, respectiv în termen de 30 de zile de la încheierea protocolului la nivel național și la nivel de județul Botoșani, trebuie să punem în practică prevederile acestui protocol. Respectiv, se va modifica majoritatea în Consiliul Județean, iar această majoritate se va translata la nivel de orașe și comune în județul Botoșani. Respectiv, vor fi schimbați viceprimari și respectiv vicepreședintele Consiliului Județean. De când se va începe? Cat orizont de timp, avem o lună, eu sper că poate la finele săptămânii viitoare va avea loc o primă întâlnire între liderii social-democrați și respectiv liderii liberali. Domnul Țurcanu spunea că se va începe cu viceprimarii și la urmă va fi schimbat vicepreședintele Consiliului Județean. Nu, este o opinie a domniei sale. Eu sper și fac acum precizarea că se va începe cu vicepreședintele Consiliului Județean și un lucru pe care totuși ne interesează și acea realocare a fondurilor aferente autorităților locale. Cunoașteți foarte bine că prin acea majoritate de conjunctură primăriile conduse de primari PSD-iști au fost tăiați din fondurile aferente, din această mică sărăcie pe care o avem în Botoșan, nu a fost corect și am solicitat liberalilor să revizuiască această alocare și să fie o altă realocare corectă în opinia noastră. Și cum vedeți rezolvarea? Anularea acelei hotărâri sau o nouă hotărâre? O nouă hotărâre, dar în același timp precizez că noi am atacat în instanță și sperăm să câștigăm în instanță. Domnul Țurcanu spunea ieri, după semnarea protocolului, că în mod cert liberalii vor avea candidatul la Consiliul Județean, iar socialdemocrații la primăria municipiului Botoșani. Agreați această idee? Este o opinie a domniei sale. Eu știu că la nivel central, cei doi președinți, respectiv domnul președinte Antonescu și Ponta, au spus că acea persoană, și încă o dată precizez, acea persoană care se bucură de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor din județul Botoșan va fi desemnată pentru funcția de președinte, de candidat la funcție de președinte al Consiliului Județean. Din partea PSD-ului v-ați făcut deja nominalizările? La PNR lucrurile sunt clare. Da, da. Noi la nivel de candidaturi, la nivel de Consiliul Județean, putem să amintim acum câteva persoane care vor fi trecute în acel sondaj, respectiv subsemnatul, domnul deputat Andrei Dolineschi și domnul deputat Costică Macaleț. Privește primăria municipiului? La primăria municipiului Botoșani, până acum și-au exprimat dorința de a candida domnul dr. Gabi Oprișan, domnul vicepreședinte, domnul inginer Portaricu Ovidiu și prin funcția pe care o are, respectiv de președinte al organizației municipale PSD Botoșan și domnul deputat Costică Macaleț. În afară de președinția Consiliului Județean și primăria municipiului, care strânge cel mai mare interes, două funcții, ce se va întâmpla în județ? Cum veți merge pe candidați comuni? Fiecare partid va avea propriul candidat? Protocolul nu precizează ce se va întâmpla
la nivel de orașe și respectiv de comune. Dar noi sperăm că vom avea capacitatea, inteligența și rațiunea să găsim acele persoane în care se bucură de cel mai mare succes în rândul localităților respective și nu este exclus să mergem și cu candidați comuni. Deci persoana din rândul PSD-ului sau a PNL-ului sau a APC-ului care se va situa în sondaj cel mai bine plasat, respectivele persoane vor fi ca și candidați comuni pentru această Uniune Social-Liberală. Dar dacă în urma sondajului vor fi două persoane, poate din partea PSD-ului sau din partea liberalilor sau a conservatorilor, care se bucură și diferența de încredere este foarte mică, se vor merge pe candidaturi diferite, urmând ca în turul 2 automat să susținem candidatul care s-a plasat cel mai bine, indiferent de la ce formațiune politică, respectiv PSD, PNL sau PC. Cât privește alegerile de la Corn, atât PSD-ul cât și PNL-ul au un candidat. Da, da. În sondajul nostru pe care l-am făcut, candidatul nostru, în persoana domnului viceprimar Oniciu Chilie, s-a plasat cel mai bine. În opinia mea, consideram că era bine dacă era un prim semn și respectiv alianța ACD-ul susținea candidatul nostru, dar domnilor și-au pus un candidat din partea liberalilor. Sperăm ca în turul 2 să ne ajute să câștigăm alegerile la Corni. Credeți că legea electorală se va modifica până înainte de locale? Da, știu că actualul arc guvernamental doresc ca alegerile locale să se facă în primul tur de scrutin, să nu mai existe turul 2 și pentru primari. Urmarea acestui fapt, trebuie să schimbăm și noi strategia funcție de actuala putere și de aceea căutăm ca persoanele care se bucură de cel mai mare succes, și încă o dată precizez, indiferent dacă face parte din cele trei formațiuni politice, respectiva persoană va fi candidatul pentru funcția de primar la nivel de comună, oraș, municipiu sau președinte de județ. O discuție era legată de alegerile parlamentare, unde la precedentele am avut un candidat de locul 3 care a ajuns în Parlament. Se va modifica acolo? Da, în opinia noastră spunem că se va modifica și corect, aici în opinia mea, este ca acel candidat care obține cel mai mare număr de voturi pe colegiul respectiv să fie desemnat în Parlamentul României, deci să fie un desemnat câștigător. La momentul acesta, PSD unde se situează în da. Estimați că sunt la Botoșani? Deci la Botoșani știți foarte bine că la nivel de țară ne aflăm acum la o cotă de 36,23%. În ultimul sondaj pe care noi l-am făcut la nivel de județul Botoșani, suntem cotați la 54%. Eu spun că e un procent foarte bun și cu această alianță sperăm să câștigăm în toate localitățile, respectiv în cele 78 de unități administrativ-teritoriale și a 79 înseamnă Consiliul Județean. Deci dorim să câștigăm în toate cele 79 de liste să fie și echipe câștigătoare pentru alegerile locale.